Stai așa să dau și eu aici un refresh, să văd dacă mă văd. Dacă nu mă văd, mă văd! Ce-mi place să eu! Ce frumos ești! Bună dimineața, dragilor și dragilor, multibiților și stimaților, doamnele mele! Bine ne-ați... Bine ne-am! Bine v-ați, bine v-am regăsit! Mă văd, mă văd și astăzi! Dragilor și dragilor, cu ce să încep? Că-i luni? Nu putin. Ba da! Stai să vezi. Una la mână că e luni, da? Hai, în cor. Nașpa! Da? Doi la mână e luni și slefter. Nici n-am chef să mai huidui, adică... Hai, frate, că am 3 lei, vreți să-ți arăt 3 lei și cardul pe care am 28 de milioane, dar asta e altă chestie. Da. N-am prea de un sam. Termin, pleacă, deci, salut! N-avem. Uite diferența de culoare, da? Om care a fost și stă în soare, om care nu-i vede soarele decât toată pe an. Da, mă, că muncește, că este pe tele. Este muncește care este. Nu stă ca tine. Vă simțiți mai americani? Nu. Nu? Azi e 4 iulie. Tan, 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 a? Ziua lui Cumnatul. Ziua lui și e american? Nu. Sărbătorește ziua... E român sărac. Să străiască. La mulți ani e Cumnatul lui Ciprian. Care, cum îl cheamă? Dumitru Adrian. Dumitru Adrian. Hai să trăiești, la mulți ani. La mulți ani așteptăm berile, ieșim practic din serviciu efectiv undeva pe la două jumate, putem începe să bem de atunci, da? Doamnelor și domnilor, vă simțiți să întrebam, mai americani? Haideți că am preluat de la ăștia aproape orice. Valentine's Day, Thanksgiving Day, Halloween-ul, de ce nu și ziua națională? Dracu măcar aia e în mijlocul verii. Deci... Mâna pe suflet, mâna pe drapel și a treia mână pe armamentul din dotare, pentru că, na, ce fel de american ești dacă n-ai armament la tine? Trebuie să fii, să ai. Hai cu știrile. Neața Georgeta, neața Gabriel Luigi, cum era? It's a me, Luigi. Da, am băut doar 4 cafele până acum. Mai am timp să beau. Dragilor și dragilor, România este campioană mondială, am pus și pe Facebook, eu zic să ne bucurăm la ceva. România este campioană mondială la handbal universitar, dar să nu căutăm calul de dar, da? La dinți. E un campionat mondial. România a câștigat campionatul mondial universitar de handbal, derulat în Spania. Derulat, desfășurat în Spania, a bătut ieri echipa din Coreea de Sud cu 28-20, iar în grupe s-a impus tot în fața Coreei de Sud, dar la o diferență mai mică, 29-28. Handbalistele au câștigat argintul la campionatul mondial universitar de handbal, după ce au pierdut în finală însă în fața țării gazdă, Spania. Deci băieți au câștigat aurul. Hauru, iar fetele au câștigat hargintul. Cineva mai și câștigă? Adică să există echipe și sporte, ca să zic așa, în România care mai și câștigă. Și nu decidă colea. Campionat mondial, bre? Că cupa aia, că mare, că cupa că care este... Bravo lor, felicitări, poate ăștia de la echipa națională de fotbal ar trebui să se mai uite puțin și în partea din spate și anume la echipe micuțe, echipe care, oameni care încă mai fac sport cu dedicație, adică cu devotament, cu care este, da? Ce îmi place! Ar trebui să-i facem cu toții de râs pe ăștia. Ce ești, mă, fotbalist profesionist în echipa națională? Ia mătura asta și dă cu ea, că... altceva. Bună dimineața tuturor celor care au intrat pe live-ul de astăzi. Nu intrați în panică, nu vă supărați că nu vă răspund din prima. Stau tare prost cu chat-ul. Tot n-am reușit să pricep de ce anume nu merge. Este 4 iulie, v-ați cântat imnul de stat, vă spuneam că în Statele Unite se serbează astăzi ziua independenței, lucru care s-a întâmplat în, era pe aici pe undeva 1770 și cât am zis, 76. Sclavia este abolită pe urmă în 1827 în statul New York. La București s-a creat în 1876 Societatea Națională de Cruce Roșie a României. Pe urmă, la 23 august, în același an, a fost recunoscută de Comitetul Internațional al Crucii Roșii de la Geneva.
În 1928, în Marea Britanie, a fost acordat dreptul de plin de vot pentru femei. Să fac glume. Nu. În 1950, prima emisie a postului de radio Europa Liberă, iar Germania câștigă pe 4 iulie 1954 campionatul mondial de fotbal din Elveția, pentru prima dată 3-2 scor cu Ungaria. În 57 la București s-a înființat Arhiva Națională de Filme, lăsată astăzi, dacă înțeleg bine, în paragină. În 1960 a fost inaugurat noul drapel american, în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite. La 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 la. Da. Bun. Ok. Cine s-a născut? Mă uit foarte, foarte repede la cine s-a născut. Nu știu de ce nu m-am uitat până acum. Cristina Țopescu, editor și prezentator de televiziune la mulți ani. M-a avut un crush pe fata asta când eram mai tânăr. Gina Lollobrigida, actriță italiană, născută în 27. Haralam Zincă, scriitor român, născut în 23. Cine ne-a părăsit? Barry White, cântăreț american. Barry the White. Și Marie Curie, om de știință de origine poloneză, laureat al premiului Nobel. Bun, Statele Unite, vă spuneam, își serbează astăzi ziua independenței. Noi poate ne aducem aminte mai mult de Independence Day, filmul în care de ziua independenței ei au fost atacați de extraterestri. Bun. Unde ești? Băi, mor. Unde ești? Am râs. Cum l-a lecuit DNA-ul pe un medic să mă ia șpagă? E de râs. Un medic din Galați, condamnat de curând pentru luarea de mită, a sunat la 112 când o pacient a vrut să-i dea 50 de lei. A? Mă, deși e normalitatea, e de râs. E de râs la modul frumos. Hai că vă zic tot scenul. Să vă zic așa scurtuți? Vă zic scurtuți. Medicul ăsta al nostru, e medic român care este, da? Dumitru Țuța, medic urolog în cadrul Spitalului de Urgență Galați, proaspăt condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare însă pentru luare de mită, a fost în acest weekend protagonistul unui incident cu parfum de anecdotă. După ce anul trecut a refuzat să ofereze un pacient care nu avea suficienți bani la plic, Țuța, Dumitru, s-a trezit că o bolnavă îi strecoară în buzunar 50 de lei. Speriat de gândul pușcăriei de adevăratele, omul nostru a sunat direct la 112. Țavă! A, s-a mai întâlnit până acum așa ceva? Nu, este un caz fără precedent, dar fiindcă s-a creat precedent, eu sper să urmeze și altele. Incident mai puțin obișnuit, omul ăsta s-a înfuriat așa de tare când pacienta i-a băgat 50 de lei, și că fără voința lui, știți cum se face la noi, da, te dai ușurel pe lângă medic, ai 50 sau 100 de lei puși în două sau chiar în patru ca să intre ușor, și îi strecori omului în buzunar. După ce în prealabil ai vorbit cu alți pacienți, dar matale, cât ai dat? Da? Asta este, te duci la medic, tu întrebi înainte, nu spui dacă... Românii când se duc la coadă la medic, uimitor trebuie să stai la coadă la medic, nu întrebi, domnul doctor, este? Sau la ce oră vine după amiaza? Sau ce număr aveți la coadă? Nu întrebi cât trebuie să dai. Este una dintre întrebările pe care românii și le adresează unii altora la coadă, la medic, una din aceste întrebări este cât mai merge acum? Cam cât dați? Da? Nu întreabă, da, dumneavoastră sunteți asigurați, da, v-ați plătit CAS-ul, da, știți că prin lege nu trebuie să dați un leu, știți că atât cel care primește mită cât și cel care dă mită sunt în ilegalitate și trebuie să suporte rigorile legii. Asta mai puțin interesează. Întrebarea, una din ele, este matale, cât ai dat? Da? Așa că tantea asta s-a dus la medicul nostru urolog, Dumitru Țuța, și fără să aibă el posibilitatea să se apere sau să se ferească, i-a stricurat o bancnotă de 50 de lei. Omul ăsta s-a efectiv pe el de frică, urolog fiind, da?
Și a zis, bă, cu coane, ești nebună, vrei să intrăm la închisoare, eu nu vreau, că el săracul s-a temut să nu fie vreun flagrant făcut, da, de procurori. Așa că a pus mâna pe telefon, mai întâi a urlat la ăștia de la pază, țineți-o pe tante asta aici, să nu plece, la la la, ei au ținut-o pe tante, să nu plece, aia săraca disperată, că era și bolnavă și fără bani acum, că îi dăruseră la banii în buzunar și s-a văzut și reținută de agenții de pază. Și medicul a sunat la 112, că cineva a încercat să-l mituiască. Și 112-ul i-a trimis oamenii legii, n-am înțeles exact care să ia, polițiștii probabil, sosiți la fața locului în doar câteva minute, ceea ce este iarăși uimitor pentru oamenii legii, aceștia au ridicat bancnota oferită medicului, au ridicat-o, au deschis un dosar penal pentru dare de mită, iar persoana care a oferit banii și care rămăsese la fața locului pentru că nu i-a dat voie agenției de pază să plece, a fost dusă la audieri. Băi, intrăm într-o normalitate? Ar trebui? De ce zic eu să-l înrăutăcios? Da, acum toți mă înjură. Da, să bă, că ai să ajungi și tu la medic să vezi că te să dai. Da, frate? Am să ajung la medic. Eu vă zic de pe acum, Neața Mariana, eu nu știu să dau bani cuiva. Dacă omul îmi spune, domnule, costă atât, eu îi dau atât. Eu rămân uimit de prostia asta. Domnule, mi-ai făcut un serviciu? Da. Mi-ai reparat porcărea asta de telefon? Da. Cât face? Dă-și tu acolo cât crezi. Bă, îți dau 5 bani. Da? Dă și tu cât crezi. Da, 5 bani. Ia-ți o carabică, o bomboană. Mie îmi spui cât... Nu eu l-am... Dacă îl reparam eu, nu mai aveam nevoie de tine. Mi-ai făcut un serviciu, dar cât costă? 10 lei. 10 lei. Ia de aici. 100 de lei, bă, 100 de lei, ia de aici, da. 500 de lei, frate, ia telefon. Păstrează-l tu, da? Eu nu știu să dau bani. Dă-și tu cât face. Cât crezi? Dă-și tu cât crezi. Cât cred eu? 5 lei. Stați ar în gât. Că mă pui și într-o situație de rahat, că dacă dau prea mult, îți prost, dacă dau prea puțin, îți zgârcit. Da? Tu mi-ai rezolvat chestia. Cerem cât crezi tu, că face că e munca ta, nu e munca mea. Și când o să vrei tu să-ți învăți copilul să cânte la chitară, o să-ți cer eu 500 de lei pe oră sau cât dracu să-ți iau. Neața Stefana. Totul pleacă de la educație. Bineînțeles că totul pleacă de la educație. De la educație și mentalitate, nu... De la mentalitate. Nici mai știu de ce vorbeam dimineață, de, iarăși comparativ Spania cu România. Să zic Spania, că acolo am stat o perioadă mai lungă. Și oamenii acolo se duc și rup o bucățică de hârtie dintr-un... Uite așa un sul ca la hârtie igienică, doar că de un centimetru grosime, da? Pus într-o rolă. Și oamenii rup de acolo bucățica lor pe care scrie 34. Și nu e de bingo, e numărul de stat la coadă. Atâta ăla ești tu, ești între 33 și 35. Și asistenta sau medicul spune, sau și hai că poate la medic mai puțin se întâmplă, da? La medic se merge puternic pe programări și ar trebui făcute să ne înțelegem și noi cu programările astea odată. Ți-ai făcut programare la medic, la ce oră? La 11 și 20. Bă, nu te duci acolo la 7 dimineața, că înseamnă că ești prost ca noaptea. La 11 și 20 ai programare, te duci pe la 11, hai dracu, stai 20 de minute, nu se știe niciodată. Da? Dar nu te duci de la 7 dimineața, stai acolo, domnul doctor este, și mai rău de atât, deși au programare mulți dintre români, însă ei alți care intră, dar numai că trebuie să-i spun ceva lui domnul doctor. Auzi, nu poți să-i spui lui domnul doctor când se încheie programul, că noi avem toți programare. Eu am la 11, ăsta la 11 și 10, eu la 11 și 20, mă tale n-ai programare. Ce să-i spui lui domnul doctor? Stai la coadă, intri la 11 jumate după mine. Ghinion, ce să-ți fac? Eu am programare. La puci pe ăla de cap, îl dai capul de ușă și el stă și așteaptă până termină medicul cu toți. Este? Așa ar trebui. E! Iar la faza cu datul șpăgii, asta ne-a intrat în sânge, bre. E de anus. Băi, lasă și el săracul, doar își face treaba. Trebuie să-i dai și lui acolo un ban. Nu trebuie să-i dai, că el are salariu. Nu trebuie să-i dai tu. Mai țineți minte când vorbeam cu colegul Dan Vasiliu despre șpagă și recunoștință?
ar trebui să dispară și una și alta. Adică ești recunoscător medicului că te-a salvat. Doamne fer că ți-a făcut o operație super dificilă, a stat ore în șir în picioare. Băi, ești recunoscător. După ce ieși din spital, faci o masă imensă și îl inviți pe om cu toată familia lui. Da? Te duci anual pe la el acasă de ziua lui și îi dai o cutie de bomboane. Corect? Trebuie să-i arăți omului că ești recunoscător cumva. Ți-a făcut un transplant, ți-a salvat viața naibii, deci nu-i de aici de acolo. O dată pe an îl suni la mulți ani, domn doctor, nu mă mai țineți minte, dar acum 15 ani mi-ați făcut o operație care mi-a salvat viața. Și omul o să fie, uite așa, bă, frate, nu vine să cred, după 15 ani ăsta mă ține minte. Nu, îi bași 50 de lei în buzunar, că așa suntem noi, ca români. Da? Omul ăsta s-a spart pe el de frică, vă dați seama. Medicul ăsta, Dumitru Țuța. Așa că a sunat la 112 și toată lumea s-a nimerit cu dosare penale. E, tantea asta acum, eu sunt încântat. Sincer, sunt încântat. Pentru că tantea respectivă urmează să... Unde e? Că scria pe aici pe undeva. Riscă, în funcție de concluziile anchetei, trimiterea în judecată pentru infracțiunea de dare de mită. Caz în care pedeapsa prevăzută în codul penal este undeva între 2 și 7 ani de închisoare. Acum, bineînțeles că o săriți în sus. Băi, bă, dar medicului ăla i-au dat cu suspendare 3 ani și lua asta o să-i dea 7 ani. Bă, sper să-i dea 7 ani. Și lui la fel. Bă, chestia dinainte. Da? Și în felul ăsta, dacă ai dat mită, la bulău cu tine. Și cu asta basta. Ușor, 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 nu mai dă nimeni mită. De ce? Că o să le fie teamă de închisoare, bre. Da? Ăstuia, în schimb, vă dați seama, e primul medic de care aud, sau primul om de care aud că, într-adevăr, sună la 112 pentru că cineva a încercat să-l mituiască. Bine, nici măcar nu știu dacă se intră la mită chestia asta, că încă nu-i stabilită. Omul nu i-a cerut și că banii ăștia. Ea i-a dat pur și simplu. Cu banii mei pot să-i dau, îi dau cui vreau, fără niciun motiv anume. Corect? Păi banii mei și fac cu ei ce vreau. Și pot să-i sparg la biliard, la păcănele sau să-i dau la oameni pe stradă. Păi dacă îi dau unui cerșetor bani pe stradă, nu se cheamă mită. Îi dau. De pomană. Deci aici e cu skepsis oarecum. Și că cert este că cei din spital s-au împărțit în două tabere. Unii consideră că foarte bine a făcut mă doctorul. Foarte bine a făcut doctorul. Alții care spun că, băi, doctorul cu siguranță s-a supărat că de fapt era prea puțin. 50 de lei, mă las. Cert este că doctorul Dumitru Țuța părea surescitat și îngrozit de întâmplarea prin care tocmai trecuse. Semn că prima lui experiență cu justiția l-a marcat foarte mult și că frica de pușcărie pusese stăpânire pe el. De altfel, medicul urolog a mărturisit că a fost înspăimântat de gândul că gestul femeii ar putea fi aranjat împreună cu procurorii DNA pentru a-l trimite până la urmă la închisoare. Omul abia a scăpat, a fost condamnat, vă spuneam, la închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Ceea ce arată foarte clar că cel care se frige cu ciorba, suflă și în iaurt. Dacă nu o pățești, cum să te protejezi data viitoare? Mie mi-a plăcut, foarte bine. Așa ar trebui făcut cu toată lumea. Băi, ceva se întâmplă aici, indiferent. Voi scrieți, de eu nu pot să vă răspund. Că nu vă văd. Într-o zi... Mariana, bună dimineața, bine ai venit. Am mai zis chestia asta, cât îți dă prost. Așa, unde ne ducem mai departe? Ne ducem la România, are aproape cel mai mic salariu minim din Europa. Ne spun cei de la Mediafax. Mai parcă noi nu știam chestia asta. România are aproape cel mai mic salariu minim din Europa. Managerii români nu sunt pregătiți să ofere un program de lucru flexibil. Ba da, există un program de lucru flexibil, dar în direcția aia. E unidirecțional. Adică poți să stai peste program. Punct. Păi da, flexibil înseamnă în ambele părți. Nu, Vasile. Nu. Flexibil înseamnă, e unidirecțională chestia. Stai peste.
Dacă nu am alții care să stea peste, tu poți să pleci, o să fii dat afară foarte... De câte ori ați auzit sintagma asta? Mă, nu-ți convine? Am pe alții, frate. Eu nu știu de unde dracu au patronii ăștia pe acești alții de fiecare dată când se văd clar datele că șomajul, că nu ia nimeni. Adică există alții, dar nu ia nimeni, nu îi angajează nimeni. Ia uite, eu și cu Jesus. Da? Deci există mereu niște alții pe care totuși nu îi angajează nimeni. Eu nu pricep unde sunt acei alții. Da? Dar cert este că această amenințare e valabilă de fiecare dată. Știți, aș pleca și eu în concediu, nu-mi dați și mie banii aia de concediu. Vrei bani de concediu? Bă, trebuie, dacă vrei să pleci, pleacă pe gratis, dacă nu-ți convine, am pe alții care să vină în locul tău imediat. Unde sunt acei alții? Că de angajat, toată lumea vrea să angajeze, toată lumea caută de muncă și totuși o merg gârlă. N-am înțeles. România are al doilea cel mai salar, mai minim salar, mai, cel mai mic minim salariu din Europa. Companiile din vestul și centrul țării se confruntă cu un deficit major de personal. Asta vorbeam dimineața cu colegii. Zic, băi, am făcut un experiment această săptămână care s-a încheiat, da? De luni până duminică. Apropo de salariul minim pe economie. Am încercat să trăiesc la limita de sus a cheltuielilor, fără însă să depășesc niciun prag maxim, niciun prag minim. Adică, hai ca să vă lămuresc. Într-o familie normală, dintr-o țară normală în care și el și ea au salarii și copiii primesc alocația de la stat, de exemplu, nu lipsesc cerealele. Da, din dulap. Ai cereale în fiecare dimineață pentru un mic dejun al campionilor. Corect? Ai acele cutii de cereale. Pe urmă, să spunem că măcar o dată la două zile îți cumperi o cutie de înghețată sau un tort de înghețată de un kil. Eu personal sunt un mâncăcios, de dulciuri cel puțin, mă dau în vânt după dulciuri, de aici și silueta mea de butoi. Corect? Pe urmă, iarăși sunt un tip care bagă mult lapte, mă dau în vânt după lapte. Bun, și am încercat să văd o săptămână cam cât aș cheltuie încercând să trăiesc la un nivel relativ normal, în care să nu îmi impun restricții, dar nici să nu cheltui ca un idiot peste cât mi-aș permite. Concluzia este că minimul pe economie nu mi-ar ajunge nici măcar o săptămână. În situația în care odată la două zile bei o bere, ieși la o terasă și bei o bere sau două. Eu nu beau mai mult de două beri, că dacă beau mai mult de două beri, sunt tins pe jos ca șarpele, ca râma, nefiind băutor de felul meu. Dar țigările, berea, înghețata, cereale, lapte, nu mai pun alelalte chestii, da, întreținere, chirie, că alea deja trei sferturi din salariu acolo se duc, da? Telefon mobil, abonament, internet, televizor, TV, cablu, care este. Curent, gaz, întreține, chirie. Alea s-au dus. Trei sferturi în salariu s-au dus. Dar ca să pot supraviețui în România, se poate într-un singur mod. Și anume, câștigând la loterie. Sau ilegal, făcând chestii ilegale. Transporturi de trafic de... Băi, să încerci să păcălești legea, pentru că legea nu-ți permite să rămâi cu bani în buzunar. Este. Și am să citez, să parafrazez o replică dintr-un film. Dacă legea este așa și tu mergi așa, deși mergi drept, e imposibil să nu încalci legea. Dacă legile sunt făcute așa și tu mergi drept, e imposibil să nu încalci legea. Știu, m-am repetat. Dar e adevăr în această vorbă. Nu poți în România să supraviețuiești, să pui un ban deoparte și... Nu poți. Cu ce? Cu salariul minim pe economie? Sub nicio vorbă. Sub nicio formă, pardon. Dacă ar fi și pe zona Moldovei, la nivel de București, de exemplu, poate. Dar nici așa.
Asociația, care asociație? Job Sibiu încearcă să plaseze persoane care fac parte din categoriile cele mai defavorizate pe piața muncii, adică persoane de peste 45 de ani, studenți și mame singure. În prezent, ei au zis că în prezent România are aproape cel mai mic salariu minim din Europa, mai exact 205 euro. Salariul câștigat de o treime din cei 4,5 milioane de angajați din România. De asemenea, cu un salariu mediu de sub 2100 de lei net pe lună, 460 de euro, un angajat din România câștigă de 5 ori mai puțin în medie decât media plătită la nivelul Uniunii Europene. Concluzia, așa cum vă spuneam mai devreme, singura variantă ca un român să poată trăi un trai decent este să câștige la loterie. Să câștige la loterie și să fie destul de inteligent să nu ia toți banii odată. Adică să ia lunar ca să poată supraviețui. În rest, cu ce muncești și cu programul acela flexibil, unidirecțional, adică de cele mai multe ori peste program, știți că orele lucrate peste program trebuie plătite dublu de către angajator? S-a întâmplat vreodată miraculul acesta? Nu. De ce? Pentru că dacă nu-ți convine, sunt mereu alții. Și dacă nu-ți convine, pleacă, mă, că o să fie alții pe care ți-i aduc să lucreze. Ăsta fiind la motivul angajatorului român. Românul câștigă un salariu minim de 205 euro. Din momentul în care auzi 205 euro, te termină psihic. Moral, ești la pământ. De ce? Pentru că un prieten de-al tău, fost coleg de școală, care face același serviciu în străinătate sau un serviciu mai... cu mai puține responsabilități în străinătate, câștigă de 5 ori mai mult. Cheltuind aceleași chestii. Vă spuneam, în București plăteam o chirie de 300 și nu știu cât de euro. 300 de euro! În condițiile în care sunt 205 euro salarizarea, atât. Mai aduceam bani de acasă. Doar ca să stau. Ai muncești ca bou, tragi 8 ore, 9 ore, 10 ore, îl suporți pe dobitocul ăla care se cheamă că ți-e șef, da? Ai zile libere când îi se pune lui pata, îți dă 205 euro pe lună, mai aduci de acasă de la părinți încă vreo 150, ca să poți să reziști. Păi ei iau pensie 150. Deci, practic, toți banii pe care îi câștigi, îi bagi într-o chirie. Poftiți? Dar de ce? Nu e în regulă. Singura variantă, vă spuneam, este să câștigați la loterie, frate. Sfatul meu, jucați la loterie, măcar să-i îmbogățiți pe ea. Că nici acolo nu o să câștigați. Nici la loterie, după cum știți foarte bine, nu se câștigă. Deci românii sunt făcuți să fie săraci. Ce e prea mult strică. De-aia românii sunt slăbuți, curați. Ha! Studiu, mor, alt studiu. Femeile îmbrăcate provocator primesc mai multe oferte de muncă. Da? V-ați lămurit un studiu, sunt curios pe ce durată s-a întins studiul ăsta. Studiul realizat de doctorul Seva, doctor, cercetătoare la Universitatea Sorbona din Paris, Sorbona, da? A avut intenția de a descoperi ce impact are îmbrăcămintea în procesul de recrutare. Folosind două femei aproape identice, cu același nivel de experiență, au trimis CV-uri la 100 de locuri de muncă îmbrăcate conservator și la alte 100 de joburi purtând haine provocatoare. Dintre cele 200... Băi, aveai nevoie... Acum, hai serios. Era nevoie de atâta muncă și de atât timp ca să-ți dai seama că femeile cu decolteu au mai multe șanse în orice decât femeile fără decolteu? Și acum spuneți-mi că sunt sexist, că sunt misogin, că sunt... Da? O femeie cu sânii la vedere are mai multe, atrage mai mult decât o femeie care e îmbrăcată ca o măicuță.
presupunând că nu ai fantezii cu măicuțe. Gen. Din cele 200 de locuri de muncă la care au trimis cereri, femeile îmbrăcate provocator au primit de 62 de ori mai multe oferte de interviu decât contracandidatele îmbrăcate conservator. Rezultatele vor fi prezentate în cadrul conferinței Appearance Matters, cel mai mare eveniment în care se discută despre imaginea corpului și desfigurare. Rezultatele noastre au dezvăluit trenduri interesante, precum relația dintre îmbrăcămintea decoltată și influența sa semnificativă asupra modului în care recruții își aleg candidatele. Femeile tinere și frumoase au mai multe șanse decât femeile bătrâne și urte. Da? Cât a durat să vă spun chestia asta? 5 secunde. N-am folosit niciun obiect de studiu, doar logica. Un rezultat al unui, nu mai e studiu. Da? Dar cât e de greu să-ți dai seama de chestia asta? Femeile îmbrăcate conservator au mai puține șanse decât femeile îmbrăcate provocator. E de studiu, frate! Ce naiba s-a mai întâmplat aici? De la 1 iulie, adică de acum 4 zile, toate băncile raportează la fisc informațiile fiscale, anume informații fiscale. Mai exact, a devenit obligatoriu ca băncile din România să raporteze către Agenția Națională de Administrare Fiscală sau ANAF în fiecare zi, începând cu 1 iulie, lista persoanelor fizice sau juridice, adică oricine, care își deschid sau închid un cont bancar de orice fel, dar și dacă cineva închiriază sau renunță la cutii de valori, potrivit codului de procedură fiscală. De asemenea, băncile vor trebui să raporteze fiscului datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile respective. Adică, dacă ai pus un ban deoparte, nu știu dacă mai trebuie o traducere la chestia asta, o viață întreagă ai strâns bani. O viață întreagă. Și ai ținut într-o bancă. Da? Și la un moment dat te gândești tu că ești într-o problemă financiară, ai o nevoie. Până acum te-ai descurcat. N-ai avut nevoie de banii aia din bancă. Dar acum ai o situație. Boală, deces, măsa, ceva. Te duci și spui, domnule, eu vreau să închid contul ăsta. Bineînțeles, l-ai închis, în secunda imediat următoare, zap, ia ANAF-ul pe tine. Bună ziua! Bună ziua! Păi, cu siguranță, ANAF-ul nu te caută să te întrebe ce mai faci. ANAF-ul te caută să te întrebe când le dai bani. Și tu îi întrebi, dar de ce trebuie să vă dau bani? Păi ați închis un cont. Da. Păi, asta înseamnă că ați intrat în posesia unor bani mulți. Practic, da, i-am luat acum, tehnic, i-am adunat în timp. N-am intrat în posesia unor mulți bani, i-am adunat în timp. Păi, asta înseamnă că e un venit. Păi, era un venit și când i-am băgat în bancă. I-am luat ca salariu și i-am băgat în bancă și m-ați impozitat atunci. Că altfel nu imaginez de ce ar vrea neapărat fiscul, ANAF-ul să știe când închizi un cont. Decât ca să te impoziteze că i-ai primit. Păi, i-am primit că s-ai mei și că m-ați impozitat deja pentru ei când i-am primit ca salarizare. Și dacă îmi deschid un cont la bancă, de ce trebuie să știe ANAF-ul, nu înțeleg? Mie nu mi-e foarte clar. Conform reglementărilor în vigoare, instituțiile de credit sunt obligate ca la solicitarea fiscului să comunice pentru fiecare titular care face subiectul solicitării toate rulajele și sau solde. Ok, aici am înțeles că pe spălări de, se merge pe spălarea banilor sau ceva. Toate rulajele sau soldurile, conturile deschise de aceștia, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi. Ok. E o chestie atunci când ANAF-ul presupune sau bănuiește că o anumită persoană rupe niște conturi și trece prin alte conturi și rulează niște bani și face chestii din alea așa. Da? Acolo e altă poveste. Oamenii merg după o bănuială. Dar faza cu lista persoanelor fizice sau juridice care deschid sau închid un cont bancar obligatoriu în fiecare zi de la 1 iulie
E ca și cum ai spune, domnule, eu presupun că în România oamenii fac sex la telefon. Eu zic să-i ascultăm pe toți. Presupun că ar fi ilegal, da? Să faci chestia asta. Sau că oamenii se înjură la telefon și e ilegal. Noi nu știm cine anume sunt aceia, așa că îi urmărim pe toți. E de porc, nu se face și nu văd de ce ar fi legal să mă urmărești pe mine. S-a făcut mare tamtam, dacă țineți minte, cu urmărirea datelor trimise și recepționate de la ISP, de la Internet Service Provider, pentru toate persoanele. Dar de ce să-mi citești e-mail-urile? Adică, da? Păi știm că se fac măgării pe internet. Păi prinde-i pe aia care fac măgării pe internet. Nu-i asculta, nu-i urmări pe toți la grămadă în speranța că o să pice cineva. Că atunci mergi la ghici. Până acum însă băncile cică și-au cam băgat ele cracul și-au trimis doar raportări simplificate către ANAF, astfel încât instituția a decis să amâne până la întâi în primele 3 luni ale anului, n-au trimis băncile nimic. Și nu știu exact cât or să vrea, o să dorească băncile să-și piardă din încredere. Așa, ca și client, eu n-aș vrea să știe ANAF-ul ce bani am eu în bancă. Chiar nu înțeleg de ce. Să știe ANAF-ul banii mei din bancă. I-am plătit deja când i-am câștigat. Și îi țin acolo, i-am împrumutat băncii. Mai departe, banca îți descurcă, nu mai e problema mea. I-am dat banii băncii, banca trebuie să se descurce cu ANAF-ul. Nu e problema mea. Eu aș prefera să nu apar la ANAF deloc, cu nimic. Bă, frate, s-a inventat mașina care merge cu apă, oțet, cola sau pipi. Și omul s-a dus și la RAR cu ea. Gheorghe Bordăianu, un inginer din Bacău, nu e noutate, s-a mai vorbit pe chestia asta, a inventat motorul care funcționează pe bază de hidrogen. Băcăuanu și-a pus în practică invenția și a atașat mașinii sale, un Cielo cumpărat la mâna a doua din Spania, un dispozitiv care funcționează cu un amestec de apă, oțet, cola sau chiar urină. Cu alte cuvinte, este pișnea mașină, că românește, da? S-a râs la RAR cu ea și eu i-au zis, domnule, ai zero emisii. Păi, vă dați seama ce urină am? Ha? Mașina poate fi considerată ecologică deoarece arde hidrogenul și elimină în aer oxigen. Gheorghe Bordeanu și-a testat chiar mașina la RAR, iar rezultatele în privința emisiilor au fost zero. Bun, și de ce nu se pune în practică? Adică ai o mașină care arde lejer pe hidrogen, elimină oxigen, mai ales în condițiile care nouă ne trebuie oxigen, frate, că am tăiat la păduri de nu se poate. Da? Măcar dând contact. Să eliminăm și noi niște oxigen, că de mâncat oxigen îl mâncăm pe pâine. Orice lichid care conține hidrogen poate fi folosit drept combustibil pentru motor, dispozitivul funcționează cu oțet și cola și chiar cu urină, a spus inginerul Băcăuan. Domnia sa a mai spus că orice lichid ar pune în motor, cu 3 litri se poate circula până la 5.000 de kilometri. Secretul constă însă în generatorul care separă hidrogenul de oxigen. Totuși, mașina are nevoie de benzină, însă doar pentru a fi pornită. Apoi motorul funcționează cu amestecul de apă, oțet, cola și chiar pipi. Motiv foarte bun pentru persoanele cu probleme să stea băgate cu armite părți în bușonul ăla de la benzină. Ce faci, dom'le, acolo? Nu ți-e rușine? Alimentez. Păi, da, te miști ciudat. Da, alimentez mult. Da. Bă, n-ar fi ideea, sincer, o mașină care să meargă pe pipi. Atunci, vă asigur eu că dacă ați merge cu prietena, iubita, logodnica, soția, mama, soacră, spre mare și ar zice vreuna din ele, trage pe dreapta la o benzinărie, să vreau să fac pipi, ține-l acolo că nu se știe că rămâne fără gaz. Păi fac pe mine, fă într-o sticlă. O ținem în portbagaj, ghinion, vezi ca un borcan. Păi dar ce, domnule, ne trebuie, nu se știe niciodată, că trebuie să ne și întoarcem acasă, nu? Păi da, tati, nu oprești, nu? Vezi tu tubulețul ăla, da, ăla la rezervor merge, ia, fă-n el. Ca să ne și putem întoarce, dracule, că doar nu o să stăm pe litoral
fără combustibil. S-a dus omul la RAR cu mașina. Mi-a plăcut. Ci că ținem banii pe PayPal. Și PayPal-ul ăla mi se pare că trebuie să raporteze la un moment dat sau trebuie să scoți banii ăia de pe PayPal și deja momentul ăla degeaba. Degeaba trebuie să iei de undeva. O mașină care merge cu pipi. Mi-a plăcut. Foarte greu vă răspund pentru că foarte greu văd că îmi scrieți. Fenomenele meteo extreme, deja sesizați că se folosește cuvântul extrem din ce în ce mai mult în contextul ăsta, fenomene meteo extreme. Da? O să facă ăștia date meteo extreme cu busul extrem. Meteo extrem. Da? Pentru că meteo nu mai e normal, vremea nu mai e normală, se vede. Vremea nu mai e normală, au apărut tornade în locuri în care nu existau tornade, gheață iete așa îți cade în cap undeva unde nu se întâmpla până cu chestia asta. Bă, și și-au dat ăștia seama de ce anume există fenomene meteo extreme în România. Din trei încercări, ghiciți voi care este motivația fenomenelor meteo extreme în România. Tăierile abuzive. Bă, le-au trebuit 26 de ani ca să-și dea seama de asta? Printre altele, fenomenele meteo extreme sunt consecința defrișărilor ilegale din ultimul sfert de veac. Să mori tu! Păi dacă îl întrebam pe Cică Pitică, care are 4 ani, el ți-ar fi spus aceeași chestie. Păi că nu mai sunt copaci. Printre altele. Că dioxid de carbon, că oxigen, noroc că vine asta cu mașina lui în care ne pișăm toți, ca să meargă omul 500 de milioane de kilometri și să elibereze oxigen mult, ca Superman. Dioxid de carbon, oxigen, fenomen, încălzire globală, schimbări climaterice, extincție, poate să ți le spune Cică Pitică, care are 4 ani. Și el știe de treaba asta. Al Gore, în urmă cu 12 ani, avertiza populația despre încălzirea globală și un dobitoc de senator din Statele Unite s-a dus cu un termos cu zăpadă ca să-i arate că nu există așa ceva și că zăpadă există în continuare. Când oamenii de știință, care, băi, mereu ne plângem de oameni de știință, bă, că sunt puțini oameni de știință, frate, sunt puțini specialiști în nu știu ce domeniu. Când avem specialiști, nu-i bagă nimeni în seamă. Vin ăia și urlă de, cred că de 20 de ani, băi, încălzire globală, băi. Mai ușor cu testele nucleare, mai ușor cu trimiterea în spațiu cosmic, gaură în stratul de ozon, mai ușor cu tăierile de păduri, mai ușor cu poluarea Beijingul. Oamenii din Beijing n-au mai văzut soarele de 10 ani, de mai bine de 10 ani. E atât de jalnică situația cu smogul în Beijing încât autoritățile au făcut panouri pe care le proiectează răsăritul de soare ca să-l vadă și oamenii ăia. Da? N-au cum să-i oblige să nu mai meargă cu mașina. Atunci ce au făcut? Le proiectează soarele pe niște panouri, pe niște ecrane, ca să vadă și oamenii soarele. Mumbai, în India, oamenii nu au mai văzut soarele de 20 de ani și nici măcar nu au bani de proiecție, că vorbim de India. Da? Taj Mahalul, ca să-l vezi, trebuie să stai lipit cu nasul de perete de el. Uitați-vă puțin și când Al Gore, acum 12 ani, avertiza populația cu date din satelit, cu imagini din satelit, avertiza Congresul Statelor Unite că urmează o perioadă care va duce la extincția rasei umane, la dispariția rasei umane, a venit dobitocul ăla cu un termos de zăpadă și a spus, ce încălzire globală, băi! Ce încălzire globală! Uite acelea zăpadă! Și a turnat zăpada omului pe... Da, între timp a picat, dacă văd bine, Facebook-ul. Nu e nicio problemă că eu continui emisiunea, o puteți vedea de la ora 14 pe Roman 24. Activiștii susțin că efectele urgiei care a măturat tot în cale puteau fi mult diminuate dacă munți întregi n-ar fi rămas fără păduri din cauza mafiei lemnului care a făcut tot ce a vrut mai bine de 25 de ani. Din satelit se vede dezastrul produs în pădurile din Maramureș și prin comparație cu Ucraina vecină.
care Ucraina a interzis prin lege exportul de pin și de arțar și tăierea de păduri. Ucraina! Da? Organizațiile de mediu atrag atenția că numai anul trecut, din pădurile acestea, din nordul țării, s-au exploatat ilegal copaci care ar putea fi încărcați într-un tren cu 100 de vagoane. Am văzut. Dar oamenii ăștia care au grijă de păduri, ăia sunt ăia pe care oamenii iau un balon. Societatea ia în balon, societatea râde de ea, bă, mă, lași, ce dracu, serios, am ajuns să mă leg de un copac, hipioții dracului, da? Și pe urmă le pică o bucată de gheață în cap și urlă la autorități. Că de ce le-a căzut gheața în cap sau de ce a venit apa mare și le-a luat casa? Că de ce plouă 150 de litri pe metru pătrat? Că de ce o iau versanții la vale și că s-a alunecări de teren? Păi, frate, printre altele, de asta, că dacă acolo ar fi fost copaci cu rădăcini bine înfipte în pământ, n-ar fi luat-o pământul la vale. Că n-ar fi venit apa de pe munte la tine în sat, că o sugeau copacii. Da? De aia. Dar în continuare, cui pasă? Un polițist dintr-o patrulă de polițiști care a prins oameni, l-a tăiat în pădure și a luat-o în gură de la ăștia, l-au bătut unde? În mijlocul satului. Știți, au dat pe presa centrală, pe televiziunile mari. L-au bătut pe poliție. Ce, măi, tu pe o să te bagi la noi, dar ce e aici, măi, dar lasă-ne, frate, să câștigăm și noi un ban. Și după aia vine apa de pe munte și le ia casele tot ălora care au făcut scandal și l-au bătut pe polițist. Și ăia ies în fața guvernului și își dau foc. Eu zic să-i lăsăm. Frate, pentru că ești prost ca noaptea și nu meriți să trăiești. Își dau foc că nu mai are unde să trăiască, că i-a luat apă în casa. Păi... trăiește într-un copac, poftim, uite, fă-ți din toți guștenii pe care i-ai tăiat, fă-ți o căscioară și trăiește în ea. Plutitoare. Să vă mai arăt păduri întregi. Iaca, păduri în România. Așa arată. Nu sunt un activist de mediu eu, dar prefer ca peste 500 de ani, când o să fac și eu un copil, că trebuie să găsească o nebună să facă un copil și cu mine, să-l duc undeva și să-i spun: acesta este un copac. Uită-te la el cât de frumos. Un copac, frate, întreg. Câțiva tineri din Rusia au reușit să le enerveze pe Vladimir Putin cu aroganța lor. Aceștia se laudă pe rețelele de socializare cu avioane, elicoptere private sau mitraliere Kalashnikov. Ia uite, mă, se laudă cu Kalashnikovuri. Păi ăștia din ISIS sunt sărași lipiți pământului și au Kalashnikovuri. Toate țările sărace, toți oamenii săraci din lume au Kalashnikov. Și uitați-vă la grupările paramilitare numai din Africa. Toate țările din Africa, unde să ia faită capul lor, care își mănâncă singur picioarele. Își ronțăie o mână înainte de culcare, da? Aia care aduc apă de la 200 de kilometri într-un bidon de plastic pe cap. Aia care cărora le sunt furați copchii din casă de animalele sălbatice, aia au Kalashnikov-e. Și la ce ajută? Nic, că nu e așa, țările sărace în general sunt și în război civil, deci se bat pe nimic. Ei n-au de niciunele, dar măcar se bat pe niciunele alea. Știu că a picat cu succes la așa. Nu-i problemă, oricum mă apropii de final, nu? Ar cam trebuie. Păi dacă... Da? E, și vă spuneam că până la urmă Putin e foarte nervos pe copiii care își pun fotografii pe Facebook cu bogăția pe care o au ei în Rusia. Probabil că și Putin ăsta e nervos că ăia au mai mult decât alții sau decât el, dacă mă gândesc bine. Nimeni nu trebuie să fie mai bogat decât președintele statului. Bun, mi se face semn cu succes că trebuie să mă opresc, trebuie să închei. Am ajuns la final. Doamnelor și domnilor,
Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și astăzi. Îmi pare rău că n-ați prins finalul de emisiune pe Facebook. Nu e nicio problemă, că puteți vedea emisiunea asta ca de fiecare dată pe roman24.ro începând cu ora 14. Nu uitați să ne verificați și pe YouTube, tot la Roman24 online, căutați-ne și pe Facebook, dacă nu sunteți deja acolo, dați like, dați subscribe pentru arhiva completă pe YouTube și rămâneți să ne vedem mâine, marți, 5 iulie, la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!